Anul 1998 marchează o controversă încă disputată asupra vaccinurilor. Andrew Wakefield, cercetător britanic, susține o legătură cauzală între vaccinul ROR, adică rujeolă Orion rubeolă, și dezvoltarea de autism, ori tulburări înrudite la copii. Mai târziu s-a demonstrat că Wakefield a fost, de fapt, susținut financiar ca să publice acest articol de către oponenții vaccinării. Acestuia i s-a retras dreptul de a mai practica medicina și lucrarea a fost retrasă din celebra revistă The Lancet, care îl publicase. Studiul fusese făcut pe 12 copii. Totuși, în Marea Britanie, rata de vaccinare a scăzut de la 92 la 80% în următorii ani, ducând la nașterea mișcării anti-vaxxer, mișcarea care capătă contur din ce în ce mai clar și în prezent. În anul 2014, în America s-a înregistrat cel mai mare număr de cazuri de pojar, când această boală de fapt fusese declarată eliminată încă în anul 2000. Și, trageți atenție, aceste lucruri s-au petrecut din cauza injectării de falsuri în societate. Haideți să analizăm astăzi un pic istoria vaccinării. Despre istoria vaccinului se poate scrie o carte întreagă. Sunt nenumărate povestiri care relatează despre procedeile care au dus de fapt la descoperirea principiului imunizării. Dintre cele mai vechi se pomenește că în secolul al VII-lea călugării budiști indieni beiau venin de șarpe în tentativa de a deveni mai imuni la efectul acestuia. Există dovezi care atestă că chinezii practicau variolarea încă în anul 1000 era noastră. Aceasta era practicată de asemenea în Africa și Turcia, înainte să se răspândească în Europa și ambele Americi. Un text medical din anul 1742, publicat în The Golden Mirror of Medicine, enumără 4 forme de inoculare folosite în China începând cu anul 1695 împotriva variolii. Acestea erau aplicarea în nas a unor tampoane de vată cu pulberi, 2. Pulberi pulverizate în nas, 3. Lingeria intimă a unui copil infectat îmbrăcată de către un copil sănătos timp de câteva zile și 4. O bucată de bumbac unsă cu conținutul unei vezicule și introduse în nas. Acest text, aprobat de Curtea Imperială, a legitimat variolarea în China, obicei care fusese considerat înainte un remediu din popor. Un alt text chinez, publicat cu un secol înainte de munca lui Jenner, menționa că puricii de vacă albă erau folosiți pentru a vindeca variola. Puricii se amestecau cu pulbere și erau transformați în pilule. Variolarea reprezintă procedeul de introducere de puroi uscat din pustule de variolă în pielea pacientului și a fost practicată la intervale regulate de casta Brahmin a hindușilor din India în secolul al XVI-lea. Numită și grefare, variolarea a fost introdusă în Anglia de către Lady Mary Montagu în 1721 la întoarcerea ei din Constantinopol, unde a observat folosirea acestei tehnici chiar asupra propriului fiu. Lady Montagu fusese desfigurată de variolă înainte de sejurul în Turcia, iar fratele ei de 20 de ani murise de aceeași boală. Medicul Charles Maitland, care a efectuat procedura pe fiul lui Lady Montagu în Constantinopol, a efectuat de asemenea și prima variolare în Anglia în 1721 asupra fiicei Lady Montagu. În general, tratamentul a fost eficient, dar rezultatele au fost inconstante. Între 2 și 3% din persoanele tratate au murit chiar de variolă contractată chiar de variolare. În anul 1774, în Yetminster, Anglia, un crescător de vite pe nume Benjamin Yetsi, el însuși imun la variolă după ce a luat variola bovină de la turma sa, și-a inoculat soția și cei doi copii cu variolă bovină pentru a evita epidemia de variolă. Lucru nesurprinzător, deoarece asemenea multor fermieri, acesta știa că mulgătoarele par să fie protejate de variolă după ce avuseră variola bovină. Experimentul său a avut succes, acesta nu a mai fost afectat de epidemie, iar copiii săi erau imuni încă 15 ani mai târziu, când
când au fost variolați intenționat. Povestea lui Yeatsy este interesantă, deoarece nefiind nici medic, nici om de știință, el a reflectat totuși dovada imunizării lăptăreselor la variolă ca urmare a infectării anterioare cu variola bovină și a observat principiul implicat. Inocularea cu o boală inofensivă ar putea asigura protecția împotriva alteia, mult mai dăunătoare, cum este variola umană. Yeatsy a devenit un motiv de dispreț între vecinii săi, când au aflat ce a făcut. Din cauza dezaprobării celorlalți, Yeatsy nu a încercat niciodată să publice experimentul său. Acțiunile lui Yeatsy au constituit prima vaccinare reală cunoscută. După 30 de ani și după ce Jenner a popularizat vaccinarea, Yeatsy a fost invitat la Londra în anul 1805 pentru a povesti istoria propriului experiment din 1774. În Edinburgh Medical and Surgical Journal apare apoi o declarație publică prin care îi se recunoaște lui Yeatsy vaccinarea cu variola bovină. Cu toate acestea, munca lui Jenner deține încă titlul de prima tentativă științifică de a controla o boală infecțioasă pe scară largă. Edward Jenner este considerat a fi părintele vaccinologiei, după ce a inoculat unui băiat de 13 ani virusul variolei bovine în 1796. Inovațiile lui Jenner au început utilizarea cu succes în 1796 a materialelor din variola bovină pentru a crea imunitate pentru variola umană, ceea ce a făcut ca această metodă să se răspândească rapid. Variola bovină nu era o infecție răspândită. Aceasta apărea sporadic în câteva ținuturi rurale din Anglia. Deși nu era cunoscut faptul că cei care contractau variola bovină nu mai luau variola umană, Jenner știa acest lucru deoarece fusese medic ucenic într-un sat, iar mulgătoarele îi spusese despre eficacitatea variolei bovine împotriva variolei umane. Într-adevăr, a discutat posibilă asociere între variola bovină și variolă cu profesorul său în 1770 la Londra, dar din motive necunoscute nu a mai revenit asupra acestui subiect până în 1796. Primul său manuscris despre vaccinare a fost respins, deoarece experimentul implicase o singură persoană, nu îndeajuns pentru a stabili un principiu. În următorii 2 ani, el și-a extins studiile și a demonstrat că variola bovină poate fi transmisă direct de la o persoană la alta, furnizând astfel inoculare pe scară largă împotriva variolei umane. Jenner și-a publicat singur rezultatele în Variole Vaccine în 1798, aducând în atenția întregii lumi medicale materialele inoculării. Metoda lui Jenner a influențat schimbările medicale și tehnologice din următorii 200 de ani, având ca rezultat final eradicarea variolei. Oficial, variola a fost eradicată pe 11 septembrie 1978, când a făcut ultima sa victimă, Janet Parker, fotograf medical în Marea Britanie. În secolul 20, variola a ucis mai mult de 300 de milioane de oameni. Vaccinul creat de Louis Pasteur în 1885 împotriva rabiei a fost următorul care a determinat un impact important. În 1896 este dezvoltat cu succes vaccinul împotriva holerei, tot de către Pasteur. Prin munca sa pentru atenuarea bacteriei holerei de pui, Pasteur a conturat concepte care s-au dezvoltat apoi timp de 40 de ani, atenuare, virulență reînnoită și, cel mai important, necesitatea de a înlocui vaccinarea de la persoană la persoană sau de la animal la animal cu ceva mai consistent, mai sigur și mai puțin probabil să transmită alte boli. Acest moment a coincis cu începuturile bacteriologiei, ceea ce a însemnat dezvoltarea rapidă în acest domeniu. Antitoxine, vaccinuri contra difteriei, tetanosului, antraxului, ciumei, febre tifoide, tuberculozei și multe alte au fost dezvoltate de-a lungul anilor 1930. Mijlocul secolului 20 a reprezentat o perioadă activă pentru cercetare și dezvoltare. Metodele de creștere a virusurilor în laborator au condus rapid la descoperiri și inovări, inclusiv crearea de vaccin pentru poliomielită. Cercetătorii au țintit apoi alte boli comune ale copilăriei, cum ar fi pojarul, orionul și rubeola.
În anul 1952, Jonas Salk și echipa sa de cercetare de la Universitatea din Pittsburgh au dezvoltat primul vaccin eficient împotriva poliomielitei. Numeroase studii au demonstrat că vaccinul este eficace împotriva mai multor tipuri de poliovirus. 3 ani mai târziu, în 1955, a început o campanie uriașă de vaccinare a copiilor împotriva poliomielitei, având ca rezultat o scădere dramatică a cazurilor în următorii ani. În 1961, în SUA mai existau numai 161 de cazuri de poliomielită, iar în 1994 a fost eradicată poliomielita din America, iar în 2002 este eliminată complet din Europa. În prezent, mai sunt cazuri de poliomielită doar în Pakistan și Afganistan. Secolul 20 a adus cu sine diversificarea metodelor de obținere a vaccinurilor. În ultimul trimestru al secolului 20, biologia moleculară a oferit noi instrumente puternice pentru a detecta și caracteriza agenții patogeni infecțioși. Utilizarea tehnicilor de hibridizare și de secvențiere a acidului nucleic a făcut posibilă caracterizarea agenților cauzali ai numeroaselor boli necunoscute anterior, cum ar fi virusul hepatitei C sau virusul imunodeficienței umane. Vaccinarea reprezintă o descoperire incomensurabilă pentru omenire, iar cercetările pentru eradicarea bolilor infecțioase trebuie desigur continuate, precum și lupta de a demonstra eficiența vaccinării și riscurile care derivă din alegerea de a nu te vaccina.